Discuția aprinsă între Oana și Viorel Lis, aceste discuții sunt din ce în ce mai dese. Cei doi au fost surprinși la un eveniment unde nu au făcut altceva decât să se certe și să-și reproșeze diverse lucruri. Mai mult, Viorel a fost deranjat de comportamentul soției și a plecat brusc din interviu. Psiholog. Tensiunii tot mai mari între Oana și Viorel Lis. Mă mai enervează felul comportamentul ei, așa în general, când este rău. De exemplu, azi s-a dat la din mașină jos. De te rog, încetează. Ca să treacă... De problemele mele, nu da? Da, te rog. E, bine. Nu am cum să fiu fericită. În rest nu există altă problemă. Tu, când ai nervozitate, cum te comporți? E, uite, haide să terminăm. Și duși au fost, fiecare pe drumul lui, dar parcă în minte cu același gând. Iau foarte multe doctorii, cred că au vreo 15 doctorii. La psiholog, pentru că este greu să faci față unui om cu asemenea boală.